Din totalul șomerilor, cei mai mulți sunt bărbați, aproximativ 2100, provin din mediul rural și au urmat cel mult o școală profesională. Totodată, din totalul de persoane înregistrate în evidențele AJOFM Vâlcea, cei mai mulți șomeri din Vâlcea, respectiv un număr de 3027, sunt neindemnizați și au vârste între 40 și 55 de ani. De asemenea, din numărul total de șomeri, 232 au absolvit studii superioare, iar 1151 doar studii liceale.